sau mai bine spus, sărbătorile sunt asociate cu dar, cu darul. Și stăm să ne gândim puțin asupra acestui cuvânt. Darul este subînțeles de fapt de o acțiune, de o anumită atitudine. Deci a dărui este atitudinea celui care se orientează spre ceilalți, spre a oferi ceva, indiferent sub ce formă. Prilej cu care și cel ce dăruiește și cel care a primit darul sunt la rândul lor amândoi transfigurați. Pentru că în acel moment al dăruirii și al primirii se produce ceva deosebit. O comuniune. Virtutea darului este aceea de a-i ridica, de a-i înălța pe cei doi care participă la actul acesta de a dori și de a primi. Și este bine să ne gândim că atitudinea de a dărui este, de fapt, atitudinea normală, care implică și pe semenii noștri. Pentru că cu cât mai mult dăruiești la rândul tău, așa cum spuneau și mulți alți mistici, indiferent de calea lor spirituală, se spune că Universul întoarce daruri asupra celui care dă. Și sigur că ce a dorit omul de-a lungul timpului a căutat să capete binecuvântarea, grația și darurile divine, pentru că acestea erau cele mai mult dorite. Să ne amintim că a fost o perioadă în care oamenii invocau darurile zești, da? Transfigurarea lor și ritualurile pe care le făceau, invocațiile care le făceau, erau către zei, încercând să îmbuneze zeii, să le ofere daruri. Să le ofere sănătate, prosperitate, copii și holde bogate. Dar ei dăruiau ceva în schimb. Sub forma unui ritual, ei consacrau anumite lucruri zeilor pe care îi invocau. Și era ca un fel de, să zicem așa, troc. Da? Deci oamenii încercau să atragă grația și binecuvântarea divină, oferind ceva în schimb. E bine, schema asta poate să funcționeze și funcționează o perioadă de timp. Până când ajungem să învățăm că, de fapt, a dărui este o atitudine care nu trebuie să depindă de ceilalți. A dărui este o atitudine care se individualizează și cu cât este realizată mai conștient, într-un spirit absolut altruist, fără așteptări și dezinteresat, cu atât darul acela, sigur, poate să se reîntoarcă într-un anume fel și celui care dăruiește un anumit dar. Este acel dar al auririi pe din lăuntru, pe care orice suflet îl primește atunci când el consacră într-un anume fel ceea ce oferă celorlalți. Și sigur că sărbătorile Crăciunului sunt, au mult de a face cu momentul acesta de pregătire pentru a primi darul. Da? Și deși această sărbătoare de astăzi va fi cumva integrată ca un moment în care să fie deschisă primire. Micile daruri pe care Moș Crăciun ni le oferă în această seară prin trimisul său.